Soția bărbatului de 41 de ani mort în carantină a făcut mărturii cutremurătoare după moartea soțului său. Mihaela și Claudiu aveau o viață minunată, o fică de 13 ani și multe planuri de viitor. Claudiu avea mai multe afaceri în domeniul imobiliar în Anglia. În timpul liber făcea curse de Uber. Când a izbucnit pandemia de coronavirus, bărbatul s-a decis să vină acasă la familie. Nu avea de gând să mai plece înapoi. Luase decizia să rămână în România definitiv, alături de soția și fiica lui. A venit în țară pe 5 aprilie, iar după 5 zile de carantină a murit fulgerător după ce s-a infectat cu COVID-19. Claudiu și-a anulat anterior 2 bilete de avion și a cumpărat o mașină pentru a se întoarce singur. A vrut să evite să se infecteze cu COVID-19 în avion. Riscul era prea mare și se temea atât pentru el cât și pentru familie. Și-a închiriat o garsonieră pentru a sta izolat 14 zile. Bărbatul nu voia să își pună în pericol familia, asta deși își luase toate măsurile de siguranță, dar se întorcea dintr-o zonă roșie. Claudiu a ajuns în țară și pe 5 aprilie a fost carantinat în zona Rânca. A doua zi, luni, și-a sunat soția. Avea deja primele simptome specifice coronavirusului. Îl durea foarte tare capul, iar ulterior a acuzat dureri în spate. Cu toate acestea, nu a fost testat. Deci din Anglia a plecat joi și a ajuns în țară duminică noaptea. Ulterior, pe la 1:30 a trecut prin fața porții. A ajuns la Rânca în jur de ora 3-4 să fie, până s-a cazat, până și-a urcat plasele, ce-a avut bagajul. Luni am vorbit de dimineață cu el, a fost ok. Durere de cap, a luat paracetamol și luni și marți și a zis că i-a trecut după aceea, că nu mai are durere de cap, pentru că îl doare spatele. Am vorbit în fiecare zi cu el, și pe telefon, și pe cameră. Nu mi s-a părut nimic, doar că vineri seara l-am întrebat cum se simte și a zis că bine, nu-l mai doare capul, doar că îl doare spatele și zicea că de prea mult stat în pat, că nu are ce face, nu se poate mișca nimic. Vineri, în ziua în care s-a produs nenorocirea, Mihaela și-a sunat soțul încă de la primele ore ale dimineții. Nu i-a mai răspuns nimeni la apelurile disperate. A sunat inclusiv la proprietarul cabanei unde Claudiu era carantinat. A primit asigurări că totul este în regulă. Vineri dimineața, pe la 8:30, am început să-l sun, să vorbim. De obicei îl sunam la 9:30 și îmi spunea că eu nimeri când vine masa. Deci a trebuit să vină masa. Și am zis să nu mai nimeri când vine masa, să-l sun mai devreme. Și l-am sunat de pe la 8:30. De pe la 8:30 până la 11:30 m-a sunat în continuu. I-am dat mesaje, ce faci, cum ești, de ce nu răspunzi. Nu mi-a răspuns la nimic. După aceea m-am dus la serviciu. Când am ajuns la serviciu, am făcut rost de numărul de telefon de la cabană și am sunat la cabană. S-a anunț că nu-mi răspunde. De la cabană mi s-a spus că totul e ok, e în regulă, toți sunt bine, nu e nicio problemă. Au fost cu o zi înainte la cumpărături, le-a cumpărat tot ce aveau nevoie, cartele telefonice. Nu te mai târziu avea să primească un telefon de la un reprezentant de SP Gorj care a întrebat dacă bărbatul are probleme de sănătate. Apelul s-a închis brusc, iar Mihaela spune că a presimțit că ceva rău se întâmplă. Asta deși nu a primit răspunsuri nici atunci. Avea să primească mai târziu vestea care a șocat-o. Claudiu a fost luat cu o ambulanță din zona Rânca și pe drumul spre spitalul din Târgu Jiu, preluat de o altă ambulanță cu medic. Mă sună cel de la cabană și îmi dă asistenta de la DSP la telefon să mă întrebe dacă îl știu pe soțul meu suferind de o boală. Am spus nu. Și mi-a închis telefonul. După aceea m-am speriat și am început să sun. Am simțit că ceva e în regulă și am încercat să sun din nou de vreo 3-4 ori pe numărul de telefon al băiatului de la Rânca și nu-mi răspundea. Ulterior m-au sunat și mi-au spus că o să-l transporte cu mașina, cu salvarea, au chemat salvarea și o să-l transporte la spital că nu se simte bine, e cianuric la față și nu poate respira.
Înainte de a ajunge la spital, cu ultimele puteri, Claudiu și-a sunat soția și fiica cu apel video. Nu a putut să le vorbească, dar și-a luat un ultim rămas bun și a vrut să le vadă pentru ultima dată. A fost adus la spitalul din Târgu Jiu, intubat pe secția de ATI, însă a fost prea târziu. Medicii au încercat să îl salveze, dar inima lui Claudiu a încetat să mai bată. A simțit că nu mai poate și a sunat, avea masca pe față. La fetiță i-a făcut cu mâna. Eu l-am văzut, nu-l văzusem niciodată. Schimbat. Și asta a fost tot. După aceea s-a aflat că a ajuns la Târgu Jiu și că n-a putut să mai facă nimic. Am sunat și la Târgu Jiu înainte să aflu că a decedat pe secția de ATI. Cei de la DSP spun că n-au știut nimica, că totul era ok când mergeau acolo, că s-a simțit bine, că nu avea simptome, toate că durerea de cap, durerea de spate, tusea aceea care o avea când stătea pe spate, tușea. Sunt simptomele coronavirusului și toți specialiștii medici care văd un bolnav, un om, își dau seama că are ceva după schimbarea la față și după voce. Familia este șocată de moartea fulgerătoare a bărbatului. În doar câteva ore, Claudiu s-a stins din viață fără ca nimeni să prevestească acest lucru. Cu ochii în lacrimi, devastată de durere, Mihaela a povestit că soțul său nu avea probleme de sănătate și nu își explică ce s-a întâmplat. Anul trecut, Claudiu își făcuse toate analizele și nu avea nicio problemă, nici măcar cu tensiunea, asta deși avea 136 de kilograme, un munte de om. Așa îl descrie Mihaela pe omul care i-a fost alături o viață, a iubit-o și a sprijinit-o. Claudiu a fost testat după ce a decedat, iar rezultatul a fost pozitiv pentru COVID-19.